Eu sunt Patricia, lucrez în departamentul de comisionare în Gerzheim. În Germania locuiesc practic din noiembrie anul trecut și decizia nu a fost deloc una complicată. Decizia a fost luată din dragoste. Am venit aici la prietenul meu. Am găsit anunțul pe Facebook, iar peste câteva zile eram deja aici. Munca mea constă în primul rând în completarea comenzilor. După intrarea în depozit, mă loghez în sistem, merg la departamentul meu și de la forarbeiterul meu primesc comanda ce urmează să fie completată. Apoi merg printre rânduri și colectez produsele în baza comenzilor. Produsele colectate sunt plasate apoi pe căruciorul de colectare. După ce colectez toate produsele din comandă, transmit căruciorul cu produse următoarei persoane, care la rândul său o să împacheteze aceste produse și o să le pregătească spre livrare. Munca nu este grea. Uneori poate fi monotonă, dar la sigur este compensată de o atmosferă de muncă multiculturală și fiecare își poate găsi pe cineva cu care să poarte o discuție, iar acele 7 ore de muncă trec foarte repede. După părerea mea, localitatea este foarte frumoasă. Fiecare poate să-și găsească locul său. Există locuri de vizitat, precum ruinele castelelor, a cetăților, precum și viața metropolă a orașelor mari, poate fi găsit aici, ceea ce îmi place și mie. Foarte aproape este Frankfurt și pentru a-l vizita în totalitate este nevoie nu doar de o zi, ci mai multe. Foarte interesant se combină zgârie norii mari contemporani și clădirile istorice medievale. După muncă, îmi dedic o mare parte a timpului personal pentru studierea limbii germane și cunoașterea culturii germane. Aș dori să rămân aici pentru o perioadă mai îndelungată. Când am venit aici, nimeni nu mi-a cerut să cunosc măcar un cuvânt în limba germană. Pe loc, te poți baza pe suportul coordonatorului român, care cunoaște și limba germană și, cu siguranță, îți va soluționa orice problemă. În toată această perioadă, nu am simțit careva probleme. La moment, în ceea ce ține de locul de muncă, nu-mi doresc schimbări, decât poate o eventuală mărire de salariu.